Imagini impresionante au fost surprinse în Harkov, unde 10 absolvenți au dansat tradiționalul vals de la sfârșit de liceu, în fața ruinelor școlii bombardate de armata lui Putin. Conform Digi24.ro, Harkov este al doilea oraș ca mărime al țării, situat în partea de est și a fost vizitat de către ruși la începutul invaziilor în Ucraina. În urmă cu o săptămână, Volodimir Zelenski a mers în acea zonă, fiind prima dată când șeful statului a ieșit din regiunea Kiev și a reprezentat cea mai lungă deplasare făcută de la începutul războiului. În urma vizitei, după ce a văzut cu ochii lui distrugerile, Volodimir Zelenski l-a demis pe șeful serviciilor de securitate din regiunea Harkov, rep reproșându că nu a lucrat la apărarea orașului. Duminică, liderul ucrainean a părăsit din nou regiunea Kiev pentru a doua oară de la începutul invaziei ruse și s-a dus aproape de linia frontului, vizitând poziții ucrainene din apropiere de Zaporoje și Bahmut, ultimele două orașe din regiunea Donbass, aflată în prezent în centrul ofensivei ruse. Imaginile impresionante vin din Harkov, unde 10 absolvenți au dansat tradiționalul vals de la sfârșit de liceu în fața ruinelor școlii boli bombardate de armata lui Putin